Zombie apocalypse. Salutare tuturor, eu Skin aici și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de mituri și legende Five Nights at Freddy's. Data trecută am vorbit despre tipul de la telefon, rolul lui în joc și toate telefoanele și mesajele pe care le-am primit pe parcursul celor 5 nopți, iar de data asta vom vorbi despre easter egg-urile din Five Nights at Freddy's 1. Un prim easter egg îl regăsim în birou, mai exact pe posterul cu Celebrate, în care sunt afișați cei 3, unde dacă apăsăm click pe năsucul lui Freddy, începe să facă un zgomot drăguț. Un alt easter egg ar putea fi atunci când pornești jocul să-ți apară acest death scene cu Bonnie. Ne îndreptăm atenția acum asupra Pirate Cove-ului, unde în loc de Sorry Out of Order poate să apară easter egg-ul It's Me. Pe holul din partea dreaptă putem să remarcăm 3 postere cu Chica, Bonnie și Freddy, dar în loc de acele 3 postere poate să apară easter egg-ul cu 3 copii care plâng, sau chiar pot să dispară posterele de tot și să apară acolo It's Me. Un alt easter egg îți poate apărea în holul din partea estică, mai exact în colțul holului din partea estică, și acele 4 afișe spun în felul următor. Primul afiș: copii dispăruți în pizzerie, corpurile lor nefiind găsite. Al doilea afiș: pizzeria este sancționată cu închiderea. Al treilea afiș: 5 copii au fost acum dați dispăruți. Al patrulea afiș: pizzeria va fi închisă până la sfârșitul anului. Un alt easter egg ar putea fi atunci când te duci pe camera backstage, adică în culise, și îl vezi pe Bonnie uitându-se la camere. Tot în această cameră putem regăsi și easter egg-ul în care toate capetele, inclusiv scheletul robotic, se uită la tine. Pe scenă, exact ca și în trailer, putem să avem parte de easter egg-ul în care toți animatronii se uită spre tine. Și mai este posibil să apară și easter egg-ul în care Freddy este singur pe scenă și se uită la tine. Asta după ce ceilalți animatroni au plecat. Un alt easter egg apare în colțul holului din partea vestică, unde este un afiș cu Freddy, dar în rare cazuri poate să apară un Freddy care încearcă să-și dea capul jos, asta însemnând că copilul din el vrea să scape din acel costum, dar poate să apară și un poster cu Golden Freddy. Inclusiv Golden Freddy în sine este un easter egg, deoarece acesta apare extrem de rar, sub formă de halucinație. Iar ultimul easter egg are loc în meniu atunci unde îți customizezi noaptea, iar dacă scrii 1987 și apeși pe ready, îți va da jumpscare Golden Freddy. Ok, deci cam atât cu acest episod, eu chiar sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like. Și noi ne auzim data viitoare. Okay, pa!